La unul din spectacole mi-a dat cea mai mare minge în cuc pe care am primit-o. Bă, minge de basket, mă, tăticule. Cred că te-a în cuculeț. Eu m-am chircit de durere. În timp ce râdeam ca prostă, că mi se părea, bă, ești de aici până aici, cum, bă, cât e câmpul ăsta de mare? M-am chircit, m-am întors cu spatele și râdeam, de parcă faptul că sunt cu spatele nu vede lumea că râd, înțelegi, să dăm dosta. Și când m-am ridicat, să dau replică, n-aveam cu cine vorbi, pentru că toți erau cu spatele. Salutare, oameni buni, eu sunt Zob. Aici este domnul Petcu, echipa Rachetă, sau așa cum mai suntem cunoscuți în cartier, Boomerul și Milenialul. Reveniți după o mare mică pauză, alături de actorul, dramaturgul și, nu în ultimul rând, bercenarul cu B de la Bercenar, din tată în fiu, Adrian fucking Nicolae. V-am găsit, domnilor. Hello, domnul Nicolae. Hello. Hello. Este o onoare pentru mine. Where have you come from, Berceni? Dacă zic că, da, de acasă, de unde stau acum, în Berceni am copilărit. A, deci nu mai te-ai mutat. Nu m-am mutat. Cum să... Dar nu poți să scoți berceniu, de fapt, nu poți. Niciodată. Asta e inside, profund, da. Are rădăcinoase așa. Ați avut o vacanță? Da. Vorbește despre... Hai să vorbim despre... de elefantul din încăpere. Ce să vorbim despre elefant, exact. M-am bronzat, nu știu cât se vede. Nu, se vede, ce să mai... Se vede total. M-am bronzat total. Ca un adevărat tractorist. Pentru că nu e așa, am o vârstă la care port numai șapca invers. Da. Și într-o parte așa, că mi se pare cool. Ca tineri. Da, ca tineri de altfel. Generația Z. Mă scuzați, dumneavoastră sunteți milenial, deci n-aveți de unde să știți cum sunt tineri, adică ați trecut deja, nu vorbim de ăștia alfa sau nu, pardon, eu după tine să... e... După ce? După voi cine mai este? După milenial? Z-ul. Ai uitat, deci... Nu, n-am uitat, dar... Care o fi ultima literă din alfabet? Z și după aia alfa, știi? Că după... Nu știam că a luat-o iar. A luat-o acum cu păi alfa. A luat-o, păi am ajuns la final. S-a terminat, frate, da. Că gata. Deci, practic, tot ce e după 2012, am impresia, sau 2013, mă rog. După sfârșitul lumii Aztec, după nu? După sfârșitul lumii Aztec. Pe stilul Aztec, exact. Adică fiica mea, de exemplu, născută în 2020... E alfa. Ce poți să-ți dorești mai mult? Și nu-i mascul, exact. Domnul Nicolae, pentru că noi am aflat din surse sigure că mâine mai puneți practic un, cum se cheamă, un fir? În buchetul vieții. Hai mă, zi, hai să cântăm, omul, aici. Terminați prostiile, nu se pune. Stai mă. Ia uite-l. Mulți să-mi trăiască, băieți. Opriți-vă. Lăsați, aveți apă acolo? Mi-am pus, da. Hai să ciocnim așa. Hai să bem totuși apa aia. Este și, nu știu dacă știi, Adrian, dar practic cu tine vom începe noul sezon din Boomerul și Milenialul. Mă onorați. Și, e prea mult. E prea mult, prea deodată. Așa cum noi găsim tot timpul ocazii să bem câte un pahar, bineînțeles, am găsit și de data asta. Înțeleg, stai un pic să-mi fac. În sănătatea ta. Hai, chiar că îți trebuie puțină sănătate, că na... Ați avut și dumneavoastră niște probleme și, na, ca toată lumea. La zile oamenilor, că am făcut toxinfecție alimentară de la șaorma, ca să știi ce fel de intelectual sunt. Am dat cu puțin de ăsta, carbonat de... Păi stai, adică eu am spus oamenilor că m-am bronzat ca un tractorist, mi-am asumat, acum asumă-ți și tu. Exact. Că, na. Am borât, să știe tot poporul. Domnul Petcu, dumneavoastră, păi care e cel mai adânc secret al dumneavoastră? Ceva nasol. Păi, a fost prima zi când nu mi s-a întâmplat nimic. Deci chiar e totul mișto. Încă. Păi nu s-a terminat ziua. Deci mai avem, suntem pe cai mari și faptul că și avem cu volan... A, sunteți cu mașina și beți. Bun. Bine, o să... Noi am mai dat carnetul. Noi folosesc pluralul de maestate, firește. Păi, da. Uite cum arată, adică îmi permit să zic noi. Da. Noi cu poliția română din Ardeal suntem foarte prieteni și în diferite județe din centru și nordul țării lăsăm anual carnetul și el vine
pâș-pâș cu poșta rapidă, da, pe jos, dacă e vreme bună, vine ca porumbelul pe jos, nu e problemă. Așa că am în perioada asta conduc. De mâine, nu știu. Păi să aveți grijă pe șosele, că sunt toți nebunii. Adrian, cum ești cu generațiile astea? Ai ținut vreodată cont? Adică niciodată, nu? Nu, întotdeauna am avut, fiind cel mai mic din generația mea, puțin din promoție, fiind cel mai mic, mereu am avut prieteni mai mari. Deci nu prea țin cont de generații. Și acum, fiind în diverse conjuncturi teatrale, am colegi și mai mari și mai mici. Și n-ai avut niciodată o chestie de la cei mai că, să vă zic, da, că Mandea cum se face. Da, nu. Păi că se întâmplă, bănuiesc, sau poate exista, sau cineva care când intră așa, bă, băieți, eu sunt... Aia da, adică am cunoscut oameni de genul ăsta, dar sunt ridicol și am încercat să mă feresc de ridicol. De-aia am îmbrățișat profesia artistică. Dar nu. În schimb, da, uneori experiența îți dă posibilitatea de a fi sarcastic. De exemplu, când vezi un om mai tânăr care se pregătește să facă greșelile pe care tu le-ai făcut, ce greu, stai așa. Nu poți să-i zici nimic, dar te bușește râsul un pic, așa e. Dar te-ai lovit așa de-a lungul timpului de clișeul ăsta cu conflictul între generații? Adică ai simțit cumva în lucru, nu știu, în teatru sau la școală? Sau... Am avut colegi destul de îmboilor. Adică n-am sau dacă am văzut germenii chestii astea, am plecat. N-am stat să mă confrunt. Mm-hmm. N-am tras săgeți de dincolo de prăpastia generațională. Am găsit oameni mai interesanți decât aia care sunt. Deci te-ai ferit tâmpiți practic tot timpul, da, de genul, da, ăsta. Da, de... da. Cumva noi... Voi construiți punți aici, înțeleg eu bine. Da. Nu neapărat punți, dar vrem să vedem cum judecă și altcineva. Bine, voi sunteți de o vârstă, dar cum judecă am cineva. Am fost chiar aceea generație, am fost în același an. Am fost colegi la facultate. De asta vă știți, de asta vorbiți așa între voi. Cu P, cu F. Pentru că când eram și eu de vârsta voastră, exact asta era. Bă, pe vremea noastră, deci atunci era tâmpenia asta cu bă, pe vremea mea. Ce s-a întâmplat? Asta e o chestie... Lumea de obicei își amintește de lucrurile frumoase din viață. Normal, perioada... Da, le asociază cu tinerețea. Facultate, da, da, tinerețe. Asta e și la 1400, bine, la erau bătrânețea începea la 32 și la 35 cam crăpau. Cine prindea? Atunci cine ai prins și 1400? Și erau și mașini. Ce turnee în Prusia! Dacă veneau cazaci. Cu cușmele alea, ce știți, băi, mă? Sunteți copii! Și erau și mașini pe vremea mea. Erau și mașini. Asta o mai țin pentru o altă persoană care mai... Na, nu mai vorbim mai... Nu-i cadrul acestei emisiuni. Aha. Eu l-am întrebat pe tata când era mic dacă pe vremea când era el tânăr erau vapoare. S-a uitat așa cu amărăciune și a spus, erau. Erau. Dragul tati, ai să râzi, dar erau niște vapoare. Baturi! Dar niște puze când sufla vânt în ele. Nu știu dacă știi tu legenda aia cu... Na, ca orice legendă, nu știi cât e, dar probabil e un sâmbure de adevăr cu o tânără domniță care la un moment dat voia să ia un interviu lui Dinică. Așa. Și, mă rog, Dinică se știe că nu era cel mai mare fan al interviurilor. Adică nu te... nu-i plăcea, ba mai mult te cam porcăia dacă nu-i plăcea. Și, mă rog, prin ceva interpus... Domnița a reușit cumva să ajungă la el. Numai că ideea era să nu, adică ea era instruită să nu pună întrebări din astea de genul cum v-ați făcut actor, știi? Da, banalități. Banalități, căcaturi din astea pe care le tot auzi din prima zi de când dai la facultate, știi? Da. Și s-au pus ei cică jos și la un moment dat ea și-a luat așa un aer foarte inteligent și a zis, domnul Dinică,
de ce teatru? Direct. Boom. Și a urmat, bineînțeles, asta e, v-am zis. Da, poți mă tragi la deal, firea dracu. A urmat o clasică, o porcăială din aia săraca, cred că, nu știu ce, a fugit, s-a ascuns, a plecat în munți. Așa că... Nu s-a mai auzit. Adi! Adi, te rog. Pe acest... Talk to us. Am și eu una de asta. Eram în turneu în Canada. Și dacă voi ați auzit vreodată de Sergiu Cioiu. Nu. Și el avea... După nume nu îmi sună. Nici mie. Un actor grăbit prin anii 60-70, emigrat în Statele Unite, Canada, nu știu ce, și lucra la o televiziune românească din orașul Toronto, să zicem, Montreal, Abarna, nu o mai țin minte, prin 97. Și a venit exact așa. Viitorul? Silviu, Yuri, Tony, viitorul? Bă, ce vrea să zic autorul, frate? Despre ce vorbim? Trebuia să completați cu sună bine sau ce? Da, nu știu. Bă, nu știu. Deci era așa. Nu eram... aveam treabă, făceam repetiții, ne râdeam. În primul rând, asta era cel mai important, că râdeam aproape tot timpul și lumea vrea să știe care-i... Viitorul, șeful. Eu mi-aduc aminte, era un fotbalist, tu care ești la fel ca mine un depozitar de toți fotbaliștii obscuri din 1995-2005. Și așa, așa, San Siro Ciocui și tot așa, Brujan Botan și așa. Și era un fotbalist, Nana Falemi, de la Steaua, da. Da. Și Nana Falemi era unul din puținii... Da, da. Era unul din puținii fotbaliști cu facultate teoretică. Deci el... Era făcut copil școlit, da, da. Că povestea cum mai făcea schimb cu frasul Geamăn, fiecare învăța un subiect și când îl asculta ieșea ăla care știa, știi? Ce mișto! Da, lucrătură. Avantajul, da. Nu? Și ăsta, după un meci, de-abia a apărut obiceiul să fie niște domnișoare la marginea terenului pentru a lua interviu. Mm-hmm. Până atunci nu era. Pătrunsese și la noi chestia asta. Și se duce domnișoara... tic, 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 cu microfonul și zice Nana, un meci greu, dar până la urmă, uite, v-ați apropiat victoria, ați strâns rândurile și ați reușit să câștigați. Și pune microfonul. Băi, și primul, deci e prima dată când am auzit eu vreodată un fotbalist român zicând, bun, și care-i întrebarea? Știi, alții în loc să se dea un pic în dărești și să zică, păi, nu e cu întrebare-răspuns, aceea, cum să face? Alții începeau și perorau aiuri, da, așa, da, mergi greu, am băgat tonațe, am vorbit cu băieții, haide să ne mobilizăm, că suntem la 3 puncte în spatele liderului, și, adică gargară de asta. Dar omul chiar venise la un interviu, asta era foarte drăguț, nu făcea pe deștept, era realmente siderat că e la un interviu și nu-i se pun întrebări, știi? Bun, și întrebarea și asta zice cum v-ați simțit? La meci. Da, da. A fost foarte bun, bătut puțin vântul deoparte, dar până la urmă am reușit să mă bronzez. Acum stau excelent, acum arăt bine. Deci viitorul? Deci viitorul teatrului. Viitorul teatrului? Luminos să-mi închipui. Doamne ajută, nu știu, să vii ăștia tineri, că noi tot ce am avut mai bun am dat, îți dai seama. Cum e? De ce? De ce luminos? De ce teatru? Păi nu știu să zic exact de ce, încerc și eu să mă dumirez. Da, cum ar fi să povestesc eu acum cum m-a atins necuratul un popă și am zis teatru. Aici ați auzit-o prima dată, oameni buni. Nu știu, cred că a plecat mult din zona asta cu umorul, că de mic îmi plăceau glumele, pe urmă fiind foarte timid. Erai timid, nu erai... Da. Glumele s-au dus în sarcasm. Știi, ca să am o piele mai groasă așa. Și eram destul de lipicios la sarcasmul ăsta. Adică oamenii evitau să mă antagonizeze, că aveam... imediat, da, nu? Știi, cum orice sat are un nebun care pune porecle care rămân? Da, și nu vrei să-i zici lui ăla, du-te mai încolo, că zice... Fane pulă strâmbă și așa îți rămâne pe 10 familii, știi? Nu vrei să-l supli. Da, să-l iei în răspăr pe ăla. Și ceva în genul ăsta, sigur că nu atât de mare
Și ușor, ușor, în liceu am făcut o boacănă și a trebuit să intru într-un cerc de teatru. Și de acolo am mers ață. În clasa a 10-a știam deja că vreau să dau la teatru. Mm-hmm. Noroc cu dracu că am intrat, că nu-mi luasem altceva. N-ai luat, nu? Nu, nu. Nici eu n-am avut absolut niciun plan B. N-a existat asta plan o plasă B. De e generația de proști asta, da, pentru da, că da, mulți dintre e. Noi, dintre colegii noștri au făcut așa. Și nu știu ce dracu făceam, rămâneam în curugol dacă nu intram. Știi de ce cred? În afară faptul că eram proști, adică presupun da. Un an. Și pe urmă vedem. Cred că era și cel puțin atunci cu oamenii cu care eu am mai discutat, era pasiunea aia asumată la știi, la un nivel foarte, foarte sus. Adică eu dau, dar dacă nu intru, eu mai dau și la anul, da, da, da. Eu mai dau și peste era, trei. Absolut, era absolut. Sunt în stare să dau. Ăsta era drive-ul vostru, nu? Ăsta era un clar, drive, dar, clar, adică da. Asta urmărești, nu vrei să mai fac, bă, poate dau la jurnalist sau poate nu, mă nu, fac. Nu aveam asta. Nu, dar de avocat, obicei dacă nu dar unii mai dădeau și pe alte orașe. Și mai dai și în alt oraș. Mai dădeau pe la Cluj, pe la Iași, Craiova, Hiperion aici în București sau Spirul Haret și sperând pe urmă să facă un an în care zicem că s-ar pregăti mai intens ca să aibă o șansă mai bună. La anul se putea, adică eu nu știu, să poate face un transfer dintr-o universitate particulară. Pe vremea aia nu se stat. Putea, dar s-au făcut niște excepții la un moment dat. Am înțeles. Se întâmplă. Îi știm cu toți, nu îi spunem numele. Din păcate nu pot să vorbesc. Da, s-au făcut niște, nu știu cum au rezolvat-o, cred că au dat, nu știu ce, a dat diferență. Ceva diferență. Da, da, da. O diferență... O diferență ca de la cer la pământ. Da, da. Da, și s-a putut. Vai dar de mine, pentru, dar la voi să face chestia pentru asta? Pentru noi, pentru o pincă, nu se putea. Nu se putea. Ăsta, desculs din Sinaia, din Berceni, cred că el a fost de mai multe în centrul Bucureștiului decât mine. Păi, dar trebuia să până la vârsta prin centru. Da, da. Tu măcar ai mai văzut niște piese de teatru, adică nu zice că n-ai văzut, câte ai văzut? Ceva de ai văzut ceva. Ordinul. Eu nu știu dacă am văzut trei. Adică, înainte de a da la școală. Înainte de a da la... Adică la mine în Sinaia nu era... Retraghel era mai prost. Inconștienți, vă. Stau de vorbă, frate. Inconștienți. Adică da, aproape incredibil. Dobitoci. Dar uite că totuși... Pe de altă parte, asta e generația. Asta e, da. Deci, bă, dar mie îmi place. Adică mă tot întreba Alex în... La început, când am stat noi de vorbă, hai să vedem cum vorbim, cu ce spunem, ce nu știu ce, mă întreba ce părerea mea de voi. De voi că, na, asta e generația. Eu zic, bă, eu nu am cuvinte de laudă. Adică, când stau să mă gândesc, noi terminam școala și, bă, aveai o repartiție, frate. Am făcut calculatoare. Știi, sigur, în funcție de cât ai învățat, bă, aveai un punctaj. La final, guvernul, statul, te trimitea în Hârlău, Cioflincenii de sus, de jos, cum prindeai? Pătai că mi-l-a trimis în Sinaia, de asta puteți uita astăzi aici. La tine. Sineian. Stai că din Baia Mare, iartă-mă că te întreb. Din Baia Mare a terminat facultatea de construcții, da, da, în Baia, da, da, Mare și repartiție frumos în minunatul oraș de munte unde a întâlnit-o pe Carmen Sita. Pe de altă parte, asta era un lucru foarte bun apropo de circulație. Da. De amestecul de sânge. Da, de... da. Se mai uita bine, dar s-au format, de exemplu, trenul foamei, Iași-Timișoara. Da, da, da. Nu. Sârma, băi. Sârma, adică cunoaștem, da. Pleacă moldovenii ăia care da, sunt toți sărași, pe tren. Adică toți pe tren. Dar spune că poate sunt oameni care nu știu chestia asta a, cu da, sârma. Da, oamenii tineri. Oamenii tineri nu știu sigur asta cu sârma. Eu știu că nu știu. În anii 70 s-a introdus curentul electric ca forță motrice a locomotivilor care trag trenurile. Și, na, acolo moldovenii au învățat primii câte pârlești de la și cam mor. Acum învață și copiii care vor să-și facă selfie, da, dar frate. Tot pe pielea lor. Anual 2-3. Imposibil, bă, frate. Acum scrii în gări, nu vă urcați, nu vă faceți selfie pe trenuri că o să muriți. Da, în fine, îmi pare rău, dar dacă ești tâmpit, ești tâmpit. Și când treceau un tren care intra de pe o linie fără curent electric pe una cu curent electric, se striga din de la locomotivă, sârmă, băi! Și tot se limpeau de vagon. Dar cumva eu știam că adică că dacă voiai să-l jignești da, strigai pe sârmă. Un moldovean, normal da, că sârmă, asta da. Pe mine m-a strigai bine sarcastic, continuu, adică, ia sârma, băi, știi? Eu am lucrat și în CFR la
când, în 86, când m-am angajat, am venit la angajare în București, am lucrat în cadrul CFR-ului la, în fine, la un laborator de proiectare computere, îți dai seama ce tare am fost. Și alea de la electromagnetica? Nu. Sau care? Nu, lângă Băneasă. Nu, computerele, lângă, zic. Nu, computerele le făceam, le construiam noi. Nu știți voi, 8080, Intel 80, i8080, nu știți voi, frate. Aia. Felixul. Da. Așa. Mai tare ca era un microprocesoare, adică wow, anii 80. Și îți dai seama că toți mai luau, eram singurul moldovean din tot laboratorul respectiv, o luaseră la Târbacă, la Greuceanu. Na. Am închițit, am stilizat la vorbă, să nu mai fiu chiar, ce da, faci, ei nebune, ce vorbesc ca în podul roșu, adică, și acum, na, m-am revenit. E foarte bine, mie îmi povestea tata că, apropo de asta cu repartițiile, eu simt omul bătrân și mai aduc aminte de unde a plecat asta. Mulțumesc. Așa. Și mi-a zis că lor le-a spus așa, bă, care sunteți buni, primii din clasă, o să mergeți într-un municipiu. Aia care sunteți de 7-8, sper să aveți noroc să fie oraș cu gară. Aia care sunteți mai jos, tot mergea așa mai jos, o să fiți într-o localitate pe unde trece calea ferată, dar nu e gară. Și aia care o să fiți mai proști, să vă rugați să auziți trenul undeva în sare. Pe undeva. Da. Are un deal sat în spate, exact. Sui sus, și noaptea când e și umed afară, așa se aude uneori un tren. Așa îi motiva, apropo de repartiții. Bă, să trageți tare că astea sunt împărțile. Iar în municipiile mari nu se intra deloc. În București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov, nu aveai cum să ajungi. Adică nu exista, erau blocate practic. Adică toți coteau prin comunele limitrofe, sperând că cumva 16 km nemeresc, de centru, pască-mă transeul, știu eu, toată lumea știa pe cineva. Normal. Erau unii care nu știau pe nimeni ca mine, erau, hai de mama lor. Era distractiv. Cum ți s-a părut toată perioada asta de facultate? Adică a fost una dintre cele mai faine perioade? Da, sau da, a fost, nu? La liceu mi-a plăcut deloc. Uh-huh. Și la facultate mi-a plăcut. Din cauza timidității sau? Nu știu să-ți răspund. Cel mai probabil e și retrospectiv pus în, știi, în altă lumină de faptul că a venit facultatea care a fost atât de mișto. Dar e și șocul de a trece de la o gloată de oameni care n-au nimic în comun altceva decât vag că sunt mai aproape de liceul ăla decât de altul, versus oameni cu interese comune, cu aspirații similare, știi, oameni care la ce realmente liceu, se la bucură. La ce liceu ai fost? La Șincai am fost eu. La Șincai. Era un liceu bun, liceu adică bun, da. Era super ok din multe puncte de vedere, doar că nu pot să zic că m-am simțit neapărat bine, știi? Față de facultate, unde aș mai face o dată dacă mai pune. Ai fost în elementul tău, ai fost util. Doamne, a fost atât de frumos. Dai seama. Și faptul că era și exact pragul ăsta între vârste, știi, de la adolescență la viața adultă, când în sfârșit poți dracului să conversezi ca lumea, știi, nu mai ești o bombă de hormoni, ci se așează un pic creierașul să poți vorbi și dădeam de oameni cu care puteam vorbi, știi. Care chiar știau să vorbească. Da, și care erau interesanți, că na, s-au adunat acolo artiștii de în România, știi? Foarte fain. Și fiecare avea o ciudățenie, fiecare avea o particularitate, era, nu știu, deșteptul, era amuzantul, era artistul. Ăsta iar pune etichetă. Etichetă, da. Păi de ce crește l-am chemat? Știi? Și, cum a zis că ne cheamă dacă ne suntem cuminți? A zis el într-un fel, eu nu pot să spun cuvântul ăla, dar tu îl spui. În sac la tine când ești... Așa. Dacă te supără cineva, îi dai o poreclă. Îi dau o poreclă, da. Da, nu cred că e. Nu e. Nu te-am supărat acum, nu? Băi, să tac dracu. O voi gândi la câteva chestii, dar nu. Niciuna din ele nu face subiectul acestei discuții. Da, și asta a fost realmente reconfortant după o perioadă în care, nu știu, nu înțelegeam foarte bine de ce trebuie să trag atât de tare la economie sau la chimie sau la genetică. Să întreb la matematică. Nu, eram la filo eu.
De-aia aia nu... era filo, da, ok. Da. Mie mi se pare... Adică înțelegeam de ce trebuie să bag 6-8 ore de engleză pe săptămână. Aha. Înțelegeam perfect. Nu înțelegeam ce dracu mai căutăm cu chimia cu asta. Adică nu faci dumerică, sunt prost. Ce chinui omul, nu știu cum să zic. E foarte clar că nu... Sunt bou. Mi se pare... Știu să socotesc cât de cât. Da, dar, normal, dar, să nu mă păcălească doamna. Dar la Valențe, acolo, cu toate alchenele și acolo nu mai era bine pentru... Mi se pare interesant că zici că erai timid, pentru că în momentul în care ne-am cunoscut, mi se pare că te-am simțit la momentul respectiv ca unul dintre... Noi eram, nu știu, în jur de 50, cred că am fost în anul 47, ăla. Da. 47. Mi se părea că ești unul dintre cei mai încrezători oameni. Nu, înțeleg de ce. Adică pentru că eram foarte expansiv. Erai foarte expansiv. Dar asta pentru că eram foarte bucuros. Uh-huh. Deci pentru mine a fost așa o bucurie că am intrat în locul ăla. Nu pot să-ți povestesc. Deci era prima mea realizare adevărată. Importantă. Știi? După golul pe care l-ai dat. După golul pe care l-am dat atunci cu capul. Singurul gol cu capul. Am dat în liceu un gol cu capul. Eu nu am dat alt gol cu capul decât ăla. Și atunci îl țin minte. Era o centrare din corner de pe dreapta. Așa. M-am desprins de marcaj. Eram 3-3. M-am desprins de marcaj. Bă, și nu știu cum dracu, pronia mi-a așezat o minge pe cap și n-am făcut decât atât. Că dacă era nevoie de mai multă tehnică, nu se întâmpla. Dar îl țin minte și acum țin minte durerea plăcută, sub bară. A fost, încă mai aud aplauze, ce să mă... Da, deci după golul ăsta, admiterea la facultate. Bine, acum fie vorba între noi, la tine s-a văzut, adică eu cel puțin am văzut, cred că ai fost printre primii la care am văzut, ok, deci băiatul ăsta a citit mai mult decât am citit eu, eu nefiind un cititor, adică... Păi, am simțit... Atunci oriunde te uitai, adică nevind un cititor... Citisem câteva cărți până atunci și văzusem câteva piese de teatru, știi? Dar țin minte și nu încerc acum să te perii. Dar așa chiar, pare un pic. Chiar am... Hai noroc, la mulți ani de ziua ta. Noroc. Să mai întrerupem puțin acest... Bă, da, mi-am spăgat. N-am voie să mișc microfonul ăsta și o să mă tot... Nu, dai cu fixativ, ăla nu se mișcă de acolo. Bun. Adică ai fost de mic în zona asta intelectuală, nu? Da, mi-a plăcut cartea. Da. Ți-a plăcut cartea de mic. Dar de unde ți-a venit? Mama mea a fost învățătoare. Ok. Și am învățat de foarte mic să citesc, stând pe lângă ea, când corecta lucrări. Ceea ce sunt convins că a fost pentru ea o plăcere să ai un copil lângă tine care face ce litere asta. Da, asta cum? Da, cu tot ăsta... Și asta... Tot B, dar copii. Și ăsta C, în regulă. Și pe urmă am avut o etapă în care, mergând cu tramvaiul, învățasem literele, dar nu le puteam lega. Și ziceam A, L, I, M, E, N, T, A, R, A. Ce cuvânt e ăsta? Nu le puteam. Și m-am zis, alimentara, mai departe. Da. P, I, I, N, E, ce? Pâine. Și asta era câte răbdare. Înainte să intri la școală. Da, da, la 4 ani. Bun. Și pormă fiind intelectual. Păi da, dar gândește-te că erau multe cărți acolo pentru copii, fiind ea învățătoare. Și atunci eu le-am ras înainte să intru la școală, știi? Și atunci am avut un soi de avantaj, că puteam streg la alelalte, că pe astea le știam. Și de-aia am avut, nu știu, un 2 ani de avantaj de dă-le pe alea. Dă șogun, că e cu drăcării pe acolo. Dă șogunul la 5 ani. Deci când ai intrat, știai deja să citești, erai... Da. Bă, mă plictisesc, ce facem aici? Nu neapărat că mă plictisesc, scriam foarte urât și întotdeauna am avut note foarte mici la caligrafie și eram foarte supărat. Acum nu se mai face caligrafie, poți nu? Să reîncep. Slava Domnului. O, păi unde eram eu dacă... Prindeam vremurile astea luminate, da, noi ne chinuiam. Doamne, și erau niște caiete de caligrafie, o hârtie ordinară, bă, băiatule, deci ziceai că e hârtie igienică și sugea hârtia aia și eu dintotdeauna am scris apăsat, așa, ca lupii. Și cercam eu să scriu frumos ca să nu mă certe doamna învățătoare
Și mereu scriam și așa pe trei pagini în spate, așa, cu pată, nu numai cu gaură, înțeleg. Băi, și îmi venea să mă spânzuri, efectiv. Și scriam atât de urât și de nasul și mă uitam și aveam o colegă, Nicolae Denisa. Bă, cât de frumos scria fetișoarea aia, mă, frate. Și nu știu cum dracu ținea stilou, că la ea nu sugea nimeni nimic. Numai la mine era urât. Și mă uitam și pe lângă că știam că sunt eu ăla nașpa. Și mă uitam la ea și la ea tot era îngrijit. Și mi-am dat seama că nu o să ajung niciodată. Scrib. Da. Mai degrabă doctor, că na. Așa, da, da. Dar ceva simplu, nu știu. Adică un doctor să nu fie bătaie de cap. Alergolog. Știi? Sărum în amo, sigur că da. Aerius, mai departe. Știți și eu. Claritin, haideți. Bine, haideți, faceți să meargă un pic mai repede. Ce părere are el despre doctor? Păi nu despre toți doctorii. Eu am niște multe alergii și chiar așa este. Și ce îți dă? Că ce poate să-ți dea? Asta e... Dar nu-ți face niște teste? Să faci, la sigur, ce... păi trebuie să-ți ia și... deci nu-i numai și atât. Și acum vă vom face testul... Da, trebuie să luați Aerius. E foarte clar. Nu, la un moment dat îți propune un tratament din ăsta de desensibilizare. De exemplu, dacă ești alergic la, nu știu, polen din ăsta de neomoară, polen de gramine. Și îți propune un tratament de desensibilizare de 3, 4, 5 ani. În regulă. Unde trebuie să dai... stimulul din ce în ce mai des. Da, exact. Și acest tratament costă niște bani. Adică dai pe lună, nu știu... câteva sute de lei și zici, bun, ok, dar după ce o să fac chestia asta? Păi după ce o să fac șanse. Nu se știe dacă o să funcționeze sau nu. Depinde de la organism la organism. Nu, da, ca să evităm să sune alergologii furioși, da. Noi glumim aici. Da. Am o prietenă alergolog și mereu cu asta o tachinez că e... Și se enervează, bănuiesc. Nu știu, când... nu știu, mi s-a umflat lacrimează ochii. Nu știu, nu văd. Și avea Viorel Dragu, un comedian, și avea o glumă foarte drăguță cu aia care pun gips. Știi, ortopezii. Că îți dai seama câtă școală au făcut aia când îi pun gips la orice, adică... Da. Ce ați pățit acolo la picior? Gips! Următorul, da. Unde? La mână. Gips! Câte școală e acolo? Da, așa. Ferească Dumnezeu să facă băiatul ăsta, nu știu, sportul numit schi, să-și rupă ligamentul încrucișat, îl știu pe domnul doctor, îl trimit la el. Vezi acolo ce să-i facă. O să-mi pun apă sau nu trebuie să vadă lumea ce fel de apă bem noi aici? Dar poți să vadă lumea ce fel de apă. Mai vrei puțin vin sau... Nu. Mulțumesc frumos, să încerc să mă las. Nu, că după aia întrerupem emisiunea. Da, vorba aia. Cade pe aici. Cine știe? Să nu facă, ce când pun în pahar, uite. Uite cum beau ăștia, mă. Așa sunt toți colegii tăi. Așa vă învață, mă. Așa vă învață la acasă la fel faci? Așa facem și am un prieten medic în Germania și mi-a povestit că există, apropo de accidente de schi, există un medic care este specializat într-un singur os de la picior, care e foarte predispus să se accidenteze la schiori. Și vezi de seama, vin toți bogătanii cu avionul parte colar acolo, cu piciorușul în sus. Ăla vine de acolo, îl ia la dat. Da. Mai dă un kit de kilometri înapoi și îl duce la Vitan. Și îi repară pe bani foarte mult și spune că ăsta trăiește ca regii. Și ăla e visul lui, să se specializeze atât de mult încât să nu fie nimeni la fel de priceput pe osciorul lui. Osciorul ăla. Dar să nu stea aici, să facă tot în Germania. Să facă acolo, să facă acolo. Asta am vrut zic, să nu vină aici. La osciare de-astea mici, mai bine îl taie și gata. Gips. Nu e gips, cine... Cum a fost după ce ai terminat? Ți-ai găsit greu job-uri? Ți-ai găsit greu o echipă cu care să faci treabă? Deci noi am terminat în 2008 și masterul în 2010. În cam vreo un an după master am dat casting pentru Îngeri în America și așa am intrat la trupa lui Victorian Frunză. Înainte de asta am mai jucat câteva spectacole, dar de atunci am... Independente sau... Nu. Sau nu. Știu că unele... eu te-am văzut pe tine prima dată. Și am jucat la Odeon. Te-am văzut în Green.
În Green, da, am făcut un spectacol. New York fucking City, da. Un spectacol foarte simpatic, da, cu care ai și umblat un pic. Știu că ai fost prin Rusia, nu? Am fost la Petersburg, da, am avut mare noroc. Te-ai întors atunci cu vodka. Ah, chiar da. Trebuie și da. Cu muzica, am adus și muzica, am adus și CD-uri. Ai adus CD-uri de la Rus. CD-uri, da. Bravo. Cu femei te-ai întors. Am luat femeile alea, o roabă de femei, era duty free-ul, puteai să le alegi, așa, era, știi, ca mărțișoarele. Și atunci când ți-am adus femei, da... am fost la Petersburg, am fost la Chișinău, am fost la Basel. Frumos. Spectacolul ăla. Da, a fost... Și a fost tradus sau... Da, cu supratitrare. Băi, mi se pare senzațional că am avut un om care din păcate nu mai e printre noi, Voicu Rădescu, care nu zicea nu la nimic. Și o grămadă de tineri artiști, mă rog, de prin 90 încolo, au avut șansa asta să poată, da, să-și ducă visul cumva mai departe, pentru că te încurajează un proiect și în momentul în care chiar n-ai nimic, atunci îți cam vine să îți pui ghetele în cui, da? În momentul în care ai un om care nu refuza absolut nimic, ba mai mult te încuraja, da, să, da, faci. Mi se pare senzațional și... Da, și avea o soi de energie constantă și contagioasă. Da. Adică pe lângă el îți venea și ție să îndrăznești tot felul de bălării. Asta era foarte frumos la el. Acum când s-a dus săracul, am senzații contradictorii vis-a-vis de când un om moare și Facebook-ul bubuie de mesaje, pentru că pe de o parte e ceva foarte frumos și arată că persoana aia a fost iubită, dar nu pot să mă abțin să nu văd că o uriașă parte din postări sunt de fapt despre, despre noi, despre absolut omul care scrie, și asta îmi dă așa o crispare că nu-mi vine să mai scriu și eu. Uh-huh. Deși aveam în cap poate un mesaj scurt și cumpănit. Nu vrei să te aliniezi cu nu, pentru că e așa, e un val de... Țin minte când l-am cunoscut și eram acolo și el mi-a zis, tu o să fii mare, puștule, și uite, am ajuns mare. Valabil și acum la Caramitru. Doamne, da, doamne, ce orori, doamne, doamne. M-a sunat, se ruga de mine să vin să mă angajez la teatru lui și eu tot îi ziceam, bă, nu. Sau țin minte când eram cu Pino și Pino îmi zicea, băi, tu ești bun, tu meriți mai mult. Și băi, niște gunoaie de astea, deci îți vine să... Și din păcate am și o politică, nu scot prieteni care fac ceva ce mă scârbește, adică pentru că vreau să am... Bloc. Nu. Vrei să ai să am toată panoplia umanității. Asta vreau să spun, după aia rămâi... Exact. Asta am constatat și eu, că mai elimini și după aia rămâi cu cei care spun același lucru ca și tine, păi, și există lume și în afara bulei și atunci, bă, stai așa puțin. La mine, eu n-am știut. Păi, cum n-ai știut? Păi, tu ți-ai grilat. Da. Ești într-o sferă în care sunt spotat lumea. Dar văd asta din ce în ce mai des. Adică oamenii trăiesc cu o viziune distorsionată asupra țării, în primul rând, pentru că își ciopârțesc bula să-i încadreze perfect. Am mai zis asta, dar cel mai recent exemplu este cu ce s-a întâmplat la alegeri cu AUR. Da, da. Toți după alegeri. De unde au venit ăștia? De unde au venit ăștia? Păi, pentru că erau în afara din țară, cercului, știi? Adică, iar legat de ce zici tu cu chestia asta că e despre noi, da, e despre noi. Jeselnik, de exemplu, Anthony Jeselnik, pe care sunt convins că l-ai studiat. Ăsta e un băiat care face stand-up și care are un stand-up. Are destul de multe one-linere, dar are un stand-up destul de morbid, așa, de dur. Și are un special care se numește Thoughts and Prayers. Și în specialul ăsta, exact chestia asta o zice, că în momentul în care moare cineva și tu scrii acolo, gândurile mele bune se duc spre Israel, se duc spre Franța, se duc spre Paris sau se duc spre nu știu ce, când se întâmplă o chestie din asta nasoală, atunci de fapt tu zici,
uitați-vă la mine cât de trist sunt astăzi. Sunt foarte trist astăzi, uitați-vă am la mine. Am fost și eu acolo, am pus nevoie. Și eu mâna pe el, am fost într-o situație, exact da. Cum ai povestit. Pe de altă, pe de altă numai parte, aici eu, la... înțeleg, eu înțeleg cumva și nu sunt chiar atât de pornit cum ești tu, pentru că înțeleg cumva că de multe ori chestia asta vine dintr-o anumită, nu știu, singurătate și poate și dintr-o dorință de, de a nu-l face uitat pe omul ăla, nu știu cum să știu. Zic. Ești o amintire. Ești o amintire. E pomenirea, da? Suntem ok exact. Cu pomenirea. Da, adică... Problema cu pomenirea este că rare ori îi lauzi meritele acelui om. Poți să-i lauzi viața unui om și importanța lui și fără să contextualizezi și să te lipești de numele lui spre a progresa tu. E names dropping. E cum fac oamenii care vor să se dea importanți zicând că au fost la grătar cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla. E doar o alipire a ta de cineva pentru că tu crezi că ești insuficient și ăla e mare. Și asta când o vezi întâmplându-se, eu da, devin pornit. Dar e și o chestie a mea. Eu, nu știu. E ceva ce îmi pot explica. Sigur că nu pot explica magnitudinea, dar mi se zbârlește părul așa, știi, când văd. Că mi se pare că e așa o ipocrizie, nu știu. Dar să știi că zic nu... că a fost un om bun și pune punct și vezi-ți de viață. Nu povesti episodul în care 80% din ce se întâmplă, da, ești tu și o realizare importantă a ta. Dar dacă omul nu-și dă seama, adică nu o face conștient, este din... El vrea să amintească, nu neapărat, băi, am fost și eu acolo. Asta pe politicienii pot acuza de chestia asta, că sigur se vor lipi pentru imaginea lor, da. De orice. Aici intră nu neapărat o pomenire a cuiva care a decedat, dar vorbesc că așa. Dar un om care chiar crede în chestia aia și spune și amintește, poate că nu o face chiar cu... Adică știu, dar eu nu mă pot abține să nu... Dar este și stilul omului. Dacă el așa face în general, își va pune întotdeauna imaginea înainte. Oarecare discernământ... Ar trebui să... Da. Eu am pornirea asta cu... S-a dus să facă nu știu ce cu îngerii. Ah, da. Asta e. La repetiția cea lungă. Da, dacă moare un fotbalist, Raiul, nu, dacă are acum un anfitrion. S-a dus să joace fotbal cu îngerii. Dacă moare un cântăreț, s-a dus să le cânte îngerilor. De asta, de asta spun. Acum a murit Caramitru și este Raiul, are sfârșitul exact. Un anfitrion. La un moment dat, aoleu, asta n-am auzit. A murit Hugh Hefner. I-am și scris lui unul pe Facebook. S-a dus să fută cu îngerii. Da, i-am scris lui unul pe Facebook. Știi, care tot scria din asta. Am zis, eu cred că pe îngerii o să cam doară curul. Da. Știi, adică... Depinde când... A, bine, acolo n-au gen. E la orgia cea lungă. Exact. Da. Cum a fost trecerea pentru tine în zona asta de roast? Destul de fără hâcuri, cumva. Și bănesc că nu ți-ai dorit-o, nu? Adică a venit pur și simplu natural. Mi-au propus colegii... când s-a făcut primul roast la lui Dorian Popa la Racing și au zis, ba, am avea nevoie de unul care să ne bage, că era vorba să fie micuțul cel care și l-a zis, ba, n-aș vrea, vreau să intru, să ies ca la... Cum să faci? Dar ne trebuie unul să le lege acolo, să zică bună seara oamenilor, să... Nu cred că se așteptau cu adevărat să zic glume. Vrei numai prezentator. Eu cred că ei intuiau că va fi... Nu cred, pentru că ei știau ce se întâmplă afară. Știu, ăla care prezintă afară. Știu, dar nu cred că fiind o primă, da, fiind o primă iterație a fenomenului în România, nu cred că ei bănuiau că o să se ducă... Adică poate o ține cu minte, zice bună seara, face un miștocel și îl bagă pe primul, știi? Și a fost pentru toată lumea o surpriză mare, că mi-am scris niște glume, ok, grozav. Și de acolo din una în alta, dar zona de insult comedy, după cum vă povesteam, nu mi-e străină, adică... De mic ai... Am mușcat din ei, da. Mai ții minte, ai avut emoții mari când ai făcut chestia asta prima dată? Adică da, sau nu neapărat mari, cât diferite de emoțiile pe care le aveai când te suie pe scenă la teatru? Bineînțeles că la teatru te proptești pe un text, te proptești partener. Pe un partener, pe o viziune regizorală care te... Și pe aici ești repetiții. Tu cu glumele și din capul tău. Da, o târlă de repetiții. Aici e mai al dracului, că îmi povesteau colegii stand-up-uri.
E mai al dracului decât la stand-up. Că la stand-up te duci la open mic și cizelezi un moment testezi până un când să, da, să-l dai într-o versiune de care ești tu mulțumit. Aici zici niște glume pe care nu le-ai verificat niciodată. Sunt în capul tău, atât. Atât. Da. Și e o probă de foc. Dacă doar ție ți s-au părut fanii acolo în laboratorul minții tale. Ai o experiență până la coadă. Adică nu te-ai dus acolo când n-ai făcut niciodată stand-up și au zis, bă, băiatul ăsta e simpatic, hai să ne prezinte. N-am făcut niciodată stand-up. Nu făcuse stand-up? Nimic. Și nici după. Nu, eu nu fac stand-up. Doar asta, doar o zonă de MC și o zonă ai văzut, eram convins că ai făcut stand-up. Tu ai văzut vreun roast? Știi ce e la roast, Silviu? Da, știu ce e la roast. Știi ce e la roast, nu? Da, practic, el a făcut, adică a jucat rolul la ei, se zice roast master. Da. Am înțeles. Anfitrionul. Numai Bino, că anfitrionul respectiv face glume despre comedianții care vor urca și care la rândul lor vor face glume despre unii, despre ceilalți și despre omul care e invitat. Eu am făcut și eu roast. La un moment dat am fost la cred că la două roast-uri și am avut niște emoții. Da, pentru că nu știi. Foarte, foarte le arunci mari. În... Da. Pentru că trebuia să... Era un roast battle și eu trebuia să scriu glume despre un tip pe care nu știam deloc. Adică una este să scriu eu glume despre tine, să zicem, și tu glume despre mine. Și eu o să zic, știi, tu ești atât de bătrân că l-ai cunoscut pe Ștefan cel Mare sau nu știu. Cum era Ștefan cel Mare? Exact, dar în momentul în care nu prea știi nimic despre omul ăla, da, adică, e nașpa. Și da, nici, da. E foarte ciudat. Pe de altă parte, mi s-a întâmplat să dau o glumă și să prindă și atunci te simți extraordinar. Deci când a bubuit și lumea râde și aplaudă, e fantastic, dar și să dau una și să nu se... Bă, nu că greierii. Da, da, deci da. Nu... Mai rău decât greierii. Să ai impresia că, bă, nu mi-a mers microfonul. Da. Stai, mă. Mă, n-ați înțeles ce am zis? Deci asta te deja. Bagi, îți vine să te bagi în pământ. Și era un tip săracu, un comedian, făcă o mică paranteză, care povestea că la debutul lui într-un special, deci prima dată când își filma și el un calup mai mare, așa, i-a sunat unuia telefonul pe o pauză și erau greier, mă. Deci avea... Soneria era cu greier, da, și a zis, bă, din toate sonerile, zău că nu mă enervam dacă erau o melodie sau mai știu eu ce. Bă, da, greier. Cel mai mare clișeu cu când nu-i merge bine unui comediant e că s-aud greierii. Chiar greier, chiar a trebuit să fie greier. Era pus de cineva, clar. Nu. Da, dușmanii, mafia. Mare, da, sigur, ăia alți care nu vreau. Ochiul. Da. Ai o glumă preferată pe care ai scris-o și pe care ți-o amintești? Am, dar o zic peste tot și acum trebuie să caut alta. Gluma mea preferată pe care am zis-o a fost că am zis lui Dan Frânculescu arată de parcă tocmai a înjunghiat o femeie a străzii pe care o iubea. Într-adevăr are o ciudățenie. Este și scârbos, dar are și o intensitate dementă. Și asta mie mi-a plăcut mult. Da, și despre poate. Mine... Și mi-a plăcut? Da, firește. Asta o am mai zis că Dan Frânculescu și Popesco arată cam înfruntarea dintre Mr. Proper și mizeria din scurgere. Că Popescu e chel așa ca Mr. Proper și Frânculescu e domn. E domnul cu, da. Dar nu, trebuie să ai pielea destul de groasă, adică... Da, atacurile sunt destul de... Da. Da, păi Frânculescu a zis de mine, când îl văd pe Nicolae jucând, îmi aduce aminte de Pele. Pelea pui. Scuze-mă, la asta râd și eu. Deci câteva sunt... Da, trebuie să ai pielea tare, dar... Cum să spun, întotdeauna glumele care rămân sunt alea care sunt mai degrabă amuzante decât răutăcioase. Da, categoric. Adică cele în care structura primează, cum de exemplu a fost o glumă a lui Geo Adrian excepțională, care Sanchi era despre mine, dar eu eram doar premisa. Deci a spus, Adrian Nicolae a fost nominalizat la Uniter pentru spectacolul Mobilă și Durere. Adică ce este și ce simte Bordea la capat o seară de seară.
Bun. Bă, foarte bun. Giugiuc. Foarte bun. Da, deci, da, da. Asta, s-o semnați, domnul, vă rog, da, eu că vreau să o atârnă aici. Exact. Super, super. Nu, câteva sunt foarte, foarte bune. Mai ales că nu-ți dai seama care-i treaba. Bă, nu vezi venind nimic, 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 nimic. Deci nu e... La sfârșit îți trebuie o secundă, da, două. Da, deci e, a, el e mobilă și simte durere. Ok, da, e foarte bun. Știi? Dar de ce nu se mai fac? Că de ceva timp ai idee? Pandemii. Pandemii, nu? Păi scopul unui roast, cel puțin așa cum îl făceam noi, era filantropic. Toți oamenii veneau de pomană, din bilete se reținea chiria sălii și restul se duceau la o cauză, în spital de copii sau... Ah, ce fain! Da, da, nu, niciodată nu... Întotdeauna a fost cu o cauză nobilă. Și ca să o faci și să... aibă vreun sens, trebuie să strângi mulți oameni la un categoric loc. Că altfel și astea cu unde 200 de inși nu faci treabă, știi? Trebuie să strângi o sumă să ajuți cauza. Și unde se fac astea? Erau... O dată s-a făcut la un club, nu, de două ori s-a făcut la Racing, pe urmă, tocmai cu gândul de a strânge cât mai mulți bani pentru o cauză caritabilă, s-au luat săli mai mari. Unul a fost la Teatrul Elisabeta, altul a fost la Apollo, deci s-au tot căutat spații mai mari și vorba ar fi să mergi din ce în ce mai mare, nu să te mulțumești cu puțin, știi? Și toată experiența asta nu te-a făcut în niciun fel să te gândești măcar la posibilitatea de a urca pe scenă și de a da niște glume? Ba da, m-am gândit. Te-ai gândit, și nu? M-am gândit de multe ori. Problema e că îmi place atât de mult actoria asta de teatru și film, de asta veche, de-o știm noi, încât nu vreau să o abandonez și mă uit la colegii mei mai vechi în povestea cu stand-up-ul și văd cum le-a modificat viața și cum nu mai pot face nimic altceva. Adică dacă vrei să faci performanță de la un moment dat, trebuie să te dedici complet chestia asta. Nu prea poți să faci și teatru și stand-up. Nu, după gustul meu nu. Eu nu pot. Nu spun că cred că oricum cineva nu poate, spun că eu nu pot. Cred că e prima oară când aud astea spuse atât de limpede. Și, deci eu eram convins că ai perfectă dreptate. Tu joci teatru și faci și filme. E puțin probabil ca să îți faci cariera mai departe doar din stand-up. Dar ai perfectă dreptate că se cam modifică. Să poți să faci seriale doar de film, bănuiesc, sau habar n-am. Nu știu. Dar nu o văd, știi? Nu știu dacă la un moment dat o să gândesc altfel, dar acum nu o văd ca fiind... Și sunt și un tip comod din anumite puncte de vedere, adică nu prea vine acum să renunț la un tip de vizibilitate și un tip de eficiență pe care am dobândit-o după, nu știu, 15 ani de jucat teatru la teatru și să plonjez într-o chestie cu totul nouă doar pentru provocare și pentru, știi? Plus că îmi place prea mult, nu vreau să abandonez treaba asta. Dacă la un moment dat, Doamne ferește, o să îmi taie trenul picioarele și nu o să mai pot să joc teatru, o să... Dar de ce? Mă sucesc, știi, dar... Ana Karenina așa. Da, de unde? De unde a venit? Nu, mă gândeam că într-un caz de forță majoră în care mi s-ar impune să renunț la teatru, ar fi o variantă. Dar nu se pot face totul numai... Cred că eu nu pot să le fac. Pentru că, da, după ce repeți și ajungi la o formulă, ai două, trei spectacole pe care le joci, bănuiesc că îți rămâne timp. Acum, dacă se vor deschide cluburile, se vor face săptămânal așa cum erau până la pandemie, până în 2019, de ce n-ai încercat dar să faci? Dar nu e vorba de bani. Nu, dar e vorba de provocarea de care vorbeam. Conflictul între generații, da, a început. Da. Nu vorbesc acum de așa, că astea sunt conectate, dacă dau în ăsta, îi dau cu... Da, cu dinții, stai să mă dau aici. Eu nici mă gândeam la bani, mă gândeam numai la provocarea de care vorbeai tu. Adică dacă este o posibilitate să încerci chestia asta și să o faci util, vezi că în capul meu era că tu ai făcut stand-up și de asta ai ajuns să faci amfitrion de roast. Nu, era, cred că de-aia și spun că ei nu cred că se așteptau la glume, pentru că i-au luat pe cineva care să le lege așa cum ar face un actor, da, mârii, da. Mai cu mințel, mai... Și pe mă dat cu lopețica. Da, da.
pong! Și ce mi se pare mișto e că cumva tot parcursul ăsta te-a adus și în postura de prezentator la Gopo. Nu? Da. Să bănuiesc că Giurgiu tot de, da, nu, de la acolo, teatru m-au luat. Tot de pe acolo s-a inspirat. Tot un fel de roast și la Gopo, cred. Un fel. Eu n-am văzut. Din păcate n-am văzut ce ai făcut acolo. Cum a fost? A fost lung. A fost lung, nu? Enorm de lung. Ce înseamnă? 3 ore, 4? Da, așa. Mamă, ok. Te-ai îmbătat? Nu, cum să mă îmbătești bolnav? Cum să te îmbeți? În 4 ore de stat acolo cu reflectoare, cu drăcării. Eu am imaginea lui Ricky Gervais, care, care bea bere pe era la, Golden Globes. La Golden Globes, când făcea da, mă, dar n-a băut tot timpul. Și tot bea. Era apă cu sifon. Așa zic și eu. Da. Colorant alimentar. Bineînțeles, mă, tu crezi că la banii aia nu-și permit, Doamne ferește, să facă. Eu vă garantez că Gervais bea. Și eu cred că bea bere, deci, acolo, dar cred că nu, bea bere numai acolo. Corect, da. Adică nu cred că se ducea și mai rădea trei în culise. Și altfel cum au reacționat colegii? Păi e o mulțime pe striță acolo la Gopo și a fost un șoc pentru mine că atunci când ești anfitrion la un eveniment, fie că e un eveniment corporatist sau o chestie de genul ăsta, cam în primele, nu știu, 30 de secunde, ai un material destul de generic în care prospectezi normal sala. Absolut. Știi? Cum și voi, exact așa era. La început atonați, hai să vedem cine sunt ăștia și la ce reacționează. Știi? Și la Gopo am deschis gura, am zis și mi-am dat seama că sunt atât de multe grupulețe. Ți-amintești ce, perfect, ce glumă ai zis? Sau, mă rog, bună seara! Răspunsul la întrebarea după buzele tuturor este Adrian Nicolae, așa mă cheam pe mine, că pe mine nu mă știe nimeni din industria filmului, asta era premisă, știi? Și așa mă cheamă pe mine, nu vă încărcați memoria, nu cred că e, că eu veneam după Alex Bogdan care prezentase 6 ani la știu. Și am zis, nu cred că e chestie de așa, eu, avem seara asta, știi? Hai să ne bucurăm de seara asta. Și mă rog, era un material. Băi, și problema este că primele reacții au fost foarte bune și pe urmă încercând să găsesc care e sensibilitatea particulară, mi-am dat seama că o țin pa mea și merg langa, ca locomotiva langa și cine vrea să vină, vine. Așa, că dacă încerc eu ei să trag, da, două diagonale să găsesc cam care e centru, asta nu o să fie bine. Era atât de amestecat și atât de oameni care se detestă între ei, foarte puțini oameni se iubesc în industria. E foarte complicată, da, industria în general, și, pentru că și personalități. Și, da, și un, și, fiecare exact, altfel. Exact, și foarte puternice personalități, foarte puternice și unii se detestă între atât, încât dacă avem un terț care face o glumă și tu râzi la ăla, eu n-o să râd. Înțelegi? Haide, mă, chiar da, așa? Frate, da, da. Wow, wow, wow. Dar fără să avem tot procesul în care îmi explic, no, dar vă pe la râzând și instantaneu mă întreb ce îmi de la cap prostul, nu-mi dau seama ce de râs, știi? Și de asta, complicat. Și atunci am babice cailor și am zis, dă-i înainte. Și tot a durat 4 ore. Wow, adică, da, e o gală, după gustul meu, încă prea lungă. Sunt foarte multe premii, sunt cuvinte de așa mulțumire. Așa este. Cei care vin trebuie să spună, că trebuie să spui un minut. Petru. Hai, da, știu, cum, șeful. Hai, de spun cuvânt de onor. Luați-o pierdut așa. Eu un pic. Eu tot vreau să fac bine, autemăm, da, na. Atunci să dăm 3 premii și gata. Dacă. Da. Nu, că eu cumva toată tema prezenței mele acolo era că, bă, hai să nu ne facem că atât de important. Adică e ruda săracă a premiilor Oscar. Hai să săracă. Nu ne... Foarte săracă. Că nu pe săracă. Noi. Da, da. Ce săracă. Hai e. Să nu ne facem că... Da. Că am zis, de exemplu, bună seara, mă bucur să văd că sunt atâția creatori uriași la un loc. Bă, de fapt... Cam toată lumea care a pus mâna pe cameră anul trecut are nominalizare la Gopo, pentru că fusese un an atât de arid, pandemie, da, jumătate de an nu s-a putut face nimic, nu a ieșit lumea din casă, da, deci efectiv tot omul care așa
Aia era gala, înțelegi? Și noi dădeam premii și ne făceam foarte, foarte. O să ne schimbe viețile. Bă, nu o să ne schimbe. Hai să... chill the fuck down, așa, știi? Dar a fost o experiență formatoare. Adică, apropo de provocare, acum știu că într-un mediu pe care îl percep... Și a fost foarte complicat. Eu avusesem spectacol în seara precedentă în Baia Mare. Oh. La 5 dimineața am luat de la hotel o mașină să mă ducă la Cluj, pentru că n-aveam avion din Baia Mare. Am luat avionul de la Cluj până la București, până m-am dus, am repetat 3-4 ore în soare pentru camere, chestii, poziții, drăcărisme, așa, și până am mai modificat, nu vine ăla, nu vine ăla. Aha. Și acum, hai cu zâmbet, începe gala! De 4 ore. Da, și faptul că am terminat în picioare corvoada mi-a dat o mare satisfacție, știi? Asta mi-a plăcut foarte mult, că n-am murit. Deci ai mai face-o dacă ți s-ar mai propune, să zicem? Nu știu acum să-ți răspund. Trebuie să văd, în primul rând, dacă se mai propune. Da, primul rând, adică da. Poate s-au supărat prea mulți dintr-o tabără. Eu nu sunt, da, asta zic, eu nu sunt ca antrenorii, știi, care se autopropun la echipa națională, știi? Eu, dacă m-ar suna, da, federația, sigur, discutăm. În orice caz, aș merge pe un stil mult mai ofensiv, mult mai... Da. Schimba mentalitatea asta că ne băgăm cu fundul în poartă. Da, ziceai că pe tine oamenii nu prea au de unde să te cunoască din zona filmului, dar acum deocamdată, ai... dar fac pași să corectez asta. Da, acum ai un film, nu? Da, a ieșit Mi-aș ratează răzbunarea, regia Bogdan Teodor Olteanu. Scenariu tot Bogdan Teodor Olteanu. N-ai avut nicio treabă cu el? Fiind un sistem de lucru destul de altfel, în care aveam niște piloni, filmare un scenariu, dar regizorul a preferat să lucreze altfel, a preferat să expună cumva situația, să stabilim niște piloni și să improvizăm succesiv la repetiții până stabilizăm o formă, dar și aia să fie supusă unor improvizații când filmăm. Chiar la filmare, da. Ceea ce e ieșit din multe puncte de vedere, e ieșit, adică are un verb bun filmul, e foarte credibil. Da, n-are realist. Stridențele obișnuite ale filmului românesc în care auzi în multe momente actorii zicând text scris, știi? Adică are o respirație foarte vitală, așa. Și Doamne ajută, nu se mănâncă ciorbă. Nu se mănâncă, o ciorbă n-am văzut. Se mănâncă pizza la un moment dat într-un tip de food porn, așa, în care fac mișto niște gagici de... care sunt foarte multe gagici în film. Da, care sunt... Dar tu de ce crezi că a ales să joace? Eu mă duceam și... și dacă nu erau gagici, domnul, mă duceam. Nu cred ce. Mă duceam. Ce să vă spun, mă duceam. Deci când a apărut? Sau a apărut acum pe 10 septembrie. Okay. Nu știu când se dă emisiunea noastră. Nici noi. Mercurea, presupun, dar... Marțea, iată. Deci pe 10 septembrie s-a lansat în toată țara, în câteva orașe mari din țară, nu chiar în toată țara, că e film de artă. Nu e cu pușcături și mașini care cad, deci nu va fi o piață foarte mare pentru filmul ăsta, dar sper că din cei care apreciază filmul românesc de artă, să arunce un ochi și la asta. Pot să vă zic că eu sunt un debușeu comic al filmului, deci... Nu credeam. Pe cuvântul meu, doamna. Asta mi-e crucea. Nu sunt chiar un debușeu comic, dar am câteva momente comice. E vreun criminal acolo. Nu, dar are față de procuror. Adică ar fi interesant să-l vezi. Aici, să știți că ați atins un subiect delicat, că lucrăm la ceva în direcția asta. Un lungmetraj. E în stadiu de scenariu acum. Hai. Se lucrează la scenariu. Asta vreau să te întreb. Pe partea asta de scris, de când ai început să scrii mai serios? Păi, în trupa cu care am colaborat 10 ani, trupa lui Victor Ioan Frunză... Nu mai colaborezi? Deocamdată e pe hold. Hold, da. În această trupă, de la un moment dat, încurajat de domnul Frunză, am început să fac versiuni de scenă, adică să fac un soi de dramaturgie în sensul german, în care adecvez versiunea de scenă la viziunea regizorală. Prepar textul de așa natură încât să încăputeze viziunea regizorului. Și am făcut asta cu vreo
12-15 piese, deci am oarecare experiență întâi de făcut mâna pe textul altuia și de rescris a la manier de pentru chestii și de genul ăsta. Ce se mănâncă o structură, exact, ce e o structură, exact, ce e o platformă. Exact. Am colaborat în ultimii, îmi vine să zic, cred că 4 ani cu Bogdan Teodor Olteanu, am scris un scurt metraj cu care am luat la CNC, trebuie să-l filmăm la anul. Am scris 2 piese de teatru împreună cu el. S-a întâmplat ceva cu ele? Încă nu. Una s-a jucat, că e pre-pandemie, cea de-a doua au repetat-o și au filmat-o, că era povestea cu pandemia, nu se putea juca. Și ar trebui să o reia în date ce trece valul care vine, nu știu care. Da. Între 2 valuri, trebuie să iasă să o vadă lume. Da, și acum lucrăm la mai multe proiecte, printre care un lung metraj, sper eu, foarte interesant. Tot în aceeași echipă. În această echipă, eu și cu Bogdan, da. Și te-ar gândi la în viitor să te duci și în spatele camerei să faci ce face colegul Huțuleac, de exemplu? Nu, n-am aptitudini pentru asta. Ok. Plus că trebuie să știi cameră. Dincolo de, adică, dacă ai oarecare aptitudine de a gestiona un produs artistic, cum face un regizor la teatru, nu e suficient, că trebuie să știi niște lucruri tehnice extrem de specifice, iar eu acolo sunt relativ bâtă. Și nici nu simt vreo determinare, știi, să mă apuc să învăț. Dar tu nu ești român, mă zău, adică nu te văd. Un român adevărat le știe pe toate. Tot, da. Când vezi un proiect, este producător, scenarist, regizor. Eu așa văd marele somități. Oamenii care se pricep. Oricum fac destule, lasă, că și cu aia și cu aia și cu aia, lăsați. Eu cred că e suficient. Lăsați. Ar trebui să încercați și asta, adică trebuie să chemăm și un regizor. Da, sunt, avem regizori foarte buni. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Aici regizorii s-a făcut anul ăsta... Da. Da. Perfect. Și actori avem. Nu mai sunt ca generația de acum. Nu mai. Asta mă scoate din sărit. Asta și început să-mi... Cred cu tine sau cu cine vorbeam? Păi eu sunt bătrân, nu mai țin minte cu cine vorbeam. Îmi place atât de mult generația voastră și... Adică în fiecare generație sunt actori buni. Nu există că unii... Adică compar cu ce? Nu poți să compari un rol cu altul decât pe tine, cu tine poți să te compari. Nu poți să compari mere cu pere. Nu am cum. Poți să compari un spectacol cu totul, dacă vrei. Asta e capul meu. Poți să compari un spectacol, un Hamlet sau nu știu ce, cu un alt spectacol, un Hamlet pe care l-am văzut. Pentru că nu poți să compari un actor cu altul. Îți place sau nu îți place? Atâta tot. Ei, cred că e foarte comod să spui, adică e o chestie omenească, e foarte comod să spui. Dar că de ce spui? Odinioară nu, erau actori, iar acum nu mai sunt. Odinioară erau fotbaliști, iar acum dar nu mai ce, sunt. Dar de ce să spui asta, mă? De ce să zici asta? Adică pentru ce să fii comod? Adică, înseamnă că nu vezi. Dar nu știu, e la fotbal nu vezi, că nu vezi fotbal. Ok. Dar... Trebuie să mergi în toate... Adică eu merg în spectacole independente, merg la teatrele naționale de oraș, de cum o fi. Unde pot să văd. Și văd spectacole și actori foarte buni. Știi care e chestia? Că tocmai oamenii care nu prea merg... Păi nu vezi, de asta zic, că nu vezi. Omul care merge cum ești tu, ești un om care în fiecare weekend merge pe undeva să vrea absolut, să vadă. Exact. Ești și super bogat și n-ai ce să faci cu bani. Da, n-ai ce să faci cu bani. Am Rolls Royce, ce fac? Mă duc cu Rolls Royce la teatru. Acum mă lasă să parchez. Înainte săracul Pino nu mă lăsa. Dar acum pot să o acum las. Acum pot să acum până sus. Direct în față. Că tot vorbeam de mașina asta. Doamnelor și domnilor. Adrian, ai câștigat! Nu. 100 de mii de ron! În spatele ușii! Da. Nu, la modul cel mai serios, domnilor și domnilor, întrerupem puțin pentru momentul sponsorului. Urmează momentul sponsorului. Ne-am întors. Ne-am întors.
Adrian, mulțumim foarte mult și pe această cale sponsorilor. Îi dorim să nu mai bată. Am și închis ușile pentru că este un zgomot se rup, infernal. Se rup dracului. Și mie întotdeauna mi-a plăcut. Am făcut și la Geo chestii. La Geo Adrian are un podcast cu, a fost o bere, ceva cu bere. Băi, mi se pare atât de tare când tai să intri dintr-un râs, bă, ăla cel mai artificial, cel mai penibil râs din lume, știi? Și cut back-ul e... Da, mă, dar să spui acum, să zici neapărat pe asta, da. Da, mă, auzi. Dar chestia e că noi chiar... Și plor, mă, m-a exmatriculat, îți dai seama că ce era să facă. Vezi că nu e rău. Să știi că noi chiar nu o să tăiem. Deci ăsta chiar a fost momentul sponsorului, nu există, okay. Dar... Nu am nicio problemă. Nu există, dar va fi. Va fi. Va fi. Mai ții minte cu va fi? Da. Eram greci. Și trilogia antică. La un moment dat am avut proiect de master. Cred că master anul 2? Nu, primul an. Anul 1. Primul an de master. Am făcut o trilogie antică. Și la trilogia asta antică, nu știu ce a fost în capul lor, de și pe mine și pe Adrian aici de față, ne-au pus pe același rol, mai exact Ahile. Deci, uite-te. Noi eram Ahile. Na, asta e. Când a zis Măzgăreanu că bă, dar eu îl vedeam pe Ahile așa, un bărbat frumos, nu știu, ca Șerban. Și noi doi eram acolo. Amărâți-i pământul. Urătănile, da, urătănile. Chestia e că la un moment dat repetam la sala de la preoteasa. Acolo, în pod. Și mă rog, era un soi de vizionare, așa, știu că venise Colceag, nu mai știu cine mai era pe acolo. Lume bună, frate. Și aveam un moment în care, era rândul meu, și aveam un moment în care, pătruns fiind de emoție, ridicam pumnul, eram însoțit de oștenii mei acolo. De Mirmidon, da, și ziceam, va fi! Și atunci toți mirmidonii îmbrăcați în piele, nu știu ce, toți ziceau, va fi! Și era un moment, adică erau niște băieți acolo, da, încărcare de energie, de nu știu ce. Și eu în momentul în care am ajuns, m-am poziționat oarecum greșit și primul pumn în aer la va fi a fost într-un reflector. A fost va fi! Era să cadă reflectorul în cap. S-a scuturat tot praful de pe ăla. S-a scuturat tot. Într-o lumină feric care făcea așa. Deci tot... Adică la revedere tot momentul cu brânza. Da. Energia... Și cum mă Măzgăreanu, regizorul cu care repetam una din piesele trilogiei, care la un moment dat ne strânsese să repetăm și el luase o tobă de asta, era totul pe chestii foarte terestre, așa, știi, foarte șamanice. Voia el un ritm la tobă și a luat el o tobă de asta mare de colindători. O dubă. Ca la plugușor. Da. Și zicea, deci voi intrați și, nu știu, o să fie ceva ritm, nu știu, ceva de genul. Tu, 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 și zimbare. Tu cumva ai bătut melodia. Tu, 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 tu. Și zice, nu mă, eu de fapt am bătut. Deci asta făceam noi când eram super greși, periculoși. Proiect de 6 luni. Proiect de 6 luni. 6 luni de zile. Și am jucat de 4 ori, 6 ori, ceva de genul. Soțul tău și-a râs de mine. Va fi! Idioții pământului. Doamne Dumnezeu. Deci astea antice nu prea le-ați agrat. M-au ieșit bine, numai că repetițiile nu promiteau așa de mult, dar ca să mă exprim așa. Da. Începuturile n-au fost... Și așa a rămas gluma asta așa de inside joke. La un moment dat Ahile, spre sfârșitul momentului, striga la fel cu... Singur! Striga cu patimă. Mă rog, era o replică, că cu cine o să mai vii să faci nu știu ce? Și Ahile striga, singur! Și, mă rog, zic aici, cu iepurele, că tu vei de iepurele. Te vei împotrivi tuturor grecilor cu asta și... Cine-ți mai stă alături sau ceva genul ăsta. Și ăsta așa era indicația.
se întorcea și striga singur. Și în momentul în care un om care strigă la o perdea în spatele căreia trebuie să ne imaginăm că e o insulă de pe care nu mai pleacă, suntem la Aulis, nu mai avem vânt și corăbile nu pleacă. Și ne uita la o cârpă a puii mei și striga mai așa singur. Și eu vizualizam, mi se părea foarte tare, mă simțeam când deschideam gura așa și mă vedeam, mi-mi imaginam că sunt un iepure mare așa, care strigă TINGO și flutură urechile. Da, și urechile pe spate. Deci noi eram niște, noi eram niște puțoi acolo care noi ne opuneam tuturor grecilor, știi, și ne făceam amândoi, știi, eram așa mai mari decât eram noi, ca niște cotoi proști, așa ne înfoiam pe acolo, era foarte drăguț. Da. Da. Dar o reală reușită. Da. Văd că comedia a fost de mic. Da. De la începuturi. Problema a fost că după ce ai făcut... Trei tragedii. La trei tabouri la care am râs grozav. După ce ai făcut nenorocirea asta cu singur, la acel moment dramatic, ai fost la repetiție. A pișeau toți pe nu zi, mai putea nu nimeni mai să fie serios, pentru că toți aveau iepurele lui Nicolae. Cum să mai știi? Toți mirmidonii, toți colegii care erau acolo, nimeni nu mai putea să fie, dai seama. Doamne, am fost aseară la un spectacol, eu aveam o glumă cu prietenul Alex Pavel, care a fost multă vreme și asistent la facultate. Și râdeam că el, când o să ajungă profesor plin la facultate, o să aibă anul lui, o să fie foarte frumos, și i-am zis că am o idee de un sketch în care vedem așa, să face un pan cu camera, o atmosferă mohorâtă, plumburie de cimitir, trece camera și vedem gerbe pe care scrie domnului profesor de actorie, studenți îndurerați, nu știu ce, da? Și merge și vedem că e Pavel mort acolo, în coșciu, cu mâinile pe piept. Și pe urmă trecem pe la fiecare din studenții lui care se chinuie să plângă și nu pot, că a fost un profesor prost și nu i-a învățat să plângă. Și vezi... Și vezi... Da. Vezi unul care face... Și alta mai care se uită în soare și așteptă să fie unul care se întoarce cu spatele și merge așa. Deci cele mai proaste feluri de a plânge. Și pe urmă vine camera în dreptul lui și vedem că el e o lacrimă picurată, care așa, și domn profesor. Așa, și am fost la un spectacol și personajul lui avea la un moment dat replica la mine la mormântare n-o să fie niciun scaun liber. Instantaneu m-am dus în aia ce vorbeam noi. M-a bușit râsul, prostul m-a auzit, l-a bușit râsul. Pe scenă. Pentru că a făcut legătura instantaneu cu de ce râde prostul de Nicolae. A, de aia râde prostul de Nicolae. Da, foarte drăguț a fost. Dar s-a ținut, a fost o stâncă, numai că eu mi-am dat seama că râde ca prostul și că știe de ce. Da. Știu că vorbeam și cu Babliuc. Trebuie să-ți povestesc aia a lui Babliuc, ci că la un moment dat era spectacol 10 negri mititei la Târgoviște, erau morți acolo majoritatea și, mă rog, o actriță într-un moment cheie din asta se tăia tensiunea cu cuțitul, dacă te împuc. Deci s-a terminat cu totul, știi, la revedere, ce să mai închidem, dacă te împuc, la revedere. Tu ai avut din astea? Nu, slavă Domnului. N-ai avut? Doamne ferește. Și n-ai nici colegi care de-a... să aibă probleme din astea? La... A, da, a fost, la un moment dat o colegă avea de spus în, cum îi zice, în zbor deasupra unui cui de cuci. Era una din cele două curve care vin în salon. Și la plecare trebuia să spună V-Mac către Mac. Și a spus V-Mac. Și nu uitați, ne-am îndoit așa de râs. Că asta cum... Aș zis-o ca o... Băi, efectiv o rață mare. Asta am văzut. V-Mac! Așa, am mai pățit tot la zbor deasupra unui cui de cuci. Jocul ăla de basket, poate îl ții minte din film, când ei joacă basket în... Cu indianul. Da, cu indianul. Exact. Uh-huh. Și eu jucam pe unul dintre ăilalți și
făcusem că ăsta era ușor defazat întotdeauna. Și da, și de, pentru că erau și pe pastile. Și făceam că ăsta îmi dă pasă, deci protagonistul îmi dă pasă și mă lovește în piept sau în cap. Și el nu reacționează, doar zâmbește. Băi, și la unul din spectacole mi-a dat cea mai mare minge în cuc pe care am primit-o. Băi, minge de basket, mă, tăticule. În cuculeț. Eu m-am chircit de durere. În timp ce râdeam ca prost, că mi se părea, bă, ești de aici până aici, cum, bă, cât e câmpul ăsta de mare? Nu mă apăi nimeni. Și m-am chircit, m-am întors cu spatele și râdeam, de parcă faptul că sunt cu spatele nu vede lumea că râd, înțelegi, să dăm dosta. Și când m-am ridicat să dau replică, n-aveam cu cine vorbi, pentru că toți erau cu spatele. Trebuie să lipi să râdă cât un perete fiecare căută. Cel mai apropiat. Da, și bă, nu știi când se întorc actorul care se ține să nu râdă și vezi ochii aplâși așa. Și zici că e negru pe dinăuntru, da. Îmi place, mă, că atunci te duci, în, te duci într-un colț, într-un perete de parcă ăla din public nu-și dă seama că, da, știi? Ai pitit, da, reacția, râs, mă, de da, exact. Am fost la un spectacol la Odeon acum mulți ani, cred că eram în facultate anul 1 sau 2 și în cartof prăjit cu orice, Bartoș făcea instrucție cu o mătură pe post de pușcă și când a pus arma la aici, a sărit măciulia de la mătură în coafura lui una din sală și a făcut, și a făcut atât. Stai seama să-ți vină căcatul ăla de paie. Și nu știu cum i-a intrat, avea ceva mai, dai seama, din s-a toată sala aia, da, avea ceva mai decorativ așa, am fi paiele alea. Doamne, cât a chițit, bă, să-l vezi pe săra cu Bartoș, mă, mâncați în școlată. Deci era vânăt ca o prună, arăta de râs când a văzut-o pe cum încercând să-i scoată mătura de cap. Asta e chiar distractiv. Dar cum dracu să, dar nu, cum să supraviețuiești când se chinuia, făcea de-astea. Au, 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 au. Când intră, nu mai, nu mai, nu mai. Ca la școală, știi, când te bușea râsul în clasă și nu puteai să te abții și din, totul devenea mult mai amuzant, așa. Doamne, grozav a fost, deci, magia teatrului, m-am simțit. Da. Dar nici blancul, n-ai avut blanc niciodată? Am avut ceea ce a părut a fi o eternitate și de fapt mi s-a spus că au fost 2 secunde de blanc în care am uitat cum îl cheamă pe Tartuf din spectacolul Tartuf. Oare o, cine sunt aici? Da. Ce, mă? Tartuf. Da, îți dai seama că în momentul ăla să cască așa o gaură neagră. Da, a fost ușor jenant, mai ales pentru că eu lucrasem și la textul ăla. Dar știi ce e interesant? Tu știi asta și colegii tăi știu, da. Dar nimeni din sală nu știe. Probabil că nu, dar... Nu e nimeni atât de... Dar și să vezi un actor că transpire instant. Da, bă, poate așa e rolul. Poate da, așa da. Mare tehnică pe el. Da. Are o tehnică nouă, n-am mai văzut asta. Vezi că a venit aici puțin tulburat. Încă sunt tulburat. Dar uite, acum, uite, are față de om. S-a limpezit, are față de om, nu mai e roșu. Nu mai e așa roșu. Era roșu vânăt, acum parcă și-a mai revenit puțin. Am un rozaliu stenic, așa, da. Eu aș mai pun un pahar de vin, crezi? Nu. Să nu încercăm pe ea, să nu dăm orzul pe gâște, corect. Punem, acum, dacă chiar insiști, mai pune mie o gură. Aia lui, da, uite. Dacă, uite, îl... Domnul șofer, mulțumesc, sunteți foarte drăguți. Da, că tot vorbeam de generații și așa, ai avut vreun om care simți cumva că ți-a schimbat așa, hai să nu-i zicem neapărat mentor, dar... Am avut mai mulți. Ai avut, nu? Da. Un om care începând te-a cu tata, da? Că primul bărbat din viața mea, care... Te-a susținut în momentul în care ai vrut să... Da.
te-a susținut, nu? Da, deși nu înțelegea nimic. Cu atât mai mult. Recunoscând că nu înțelege nimic din aspirațiile mele și declarându-și neputința. Dar n-a spus niciodată, numai bine te duci tu, fiule, nu, în altă parte, nu? M-a întrebat de câteva ori dacă m-am gândit bine. Asta e foarte important. Știu eu, pentru că sunt aici și încă fac meseria. Că dacă nu făceam și ieșea prost... Dar vreau să zic că altă chestie, încrederea pe care ți-o dau cei care pot... îți potențează ție, nu știu cum, drive-ul ăsta. Da, te responsabilizează. Da, da, adică e mingea la tine. Da, nu mai poți să greșești, că după aia nu poți să spună nimeni. Voi ați vrut așa, eu, da. Da, e corect, e corect. Adică să știi că e foarte importantă chestia asta. Bă, fă așa cum vrei tu. Da, din punctul ăsta de vedere n-am avut nicio problemă cu ai mei să încerce să mă deraieze, să dovadă că nu mi-am luat nicio plasă de siguranță ca și tine, știi? Asta denotă că și ei au fost atât de inconștienți încât să zică, bă, asta dacă e... el zice că intră, da, hai, să vedem. Deci ar fi tata, apoi profesorul de la facultate, Lucaci. Un pedagog foarte un pedagog mai. Excepțional, fără discuție. Și apoi domnul Victor Ioan Frunză, cu care am petrecut 10 ani intenși. Cred că te-am văzut în Romeo și Julieta. Da. Muream până în pauză. Na, nu poți să fii la acum. Da, eram Mercuțiu și muream în junghiat, dacă vreți. Asta, n-ai ce să fac. Da, deci cam acești trei bărbați au fost cei trei mentori succesivi ai mei. Iar acum cred că e după o anumită vârstă, cred că e timpul să dai seamă, știi? E foarte greu să mai asociezi oameni cu care te întâlnești cu această idee mentorală după o anumită vârstă. Pentru că ai crescut, nu? Da, adică cumva lumea... După 30 de ani nu prea mai... Lumea se așteaptă să dai îndărăt, da. Adică ai fost un receptacul care a tot primit, dar hai mai dă și neata la alții, știi? Și de asta e, cred că dacă e mai greu să-ți găsești. Și ai avut contacte și cu actori mai tineri sau cu oameni din echipă? Adică cum lucrezi cu ei? Ți se pare că sunt altfel decât erai tu? Nu. Așa cum, de exemplu, la prostia cu nu mai sunt actori, cum erau pe vremuri, talentul e constant. Evident. Noi suntem mai mulți. Exact. Voi erați mai mulți, da. Avem spor negativ acum. Aracan de mama noastră. Ne facem din ce în ce mai puțini. O șansă pentru noi, Zob, să ne vedem mai bine. Șansă pentru ăștia care rămân. Nu, interacțiunile mele cu colegii mai tineri au fost întotdeauna, cel puțin în capul meu, bazate pe tipul de respect pe care și noi l-am primit când am intrat în trupă de la colegii mai mari. Și atunci n-a existat niciodată un puiule... Să vezi, eram cu Garofița la Văscuți. L-am cu Florinel cu Olga. Da, Florinel cu Olga. La șarte acolo, Dinică, mai da, ce faceți, bă? Tu te bădăne. Nu, n-am avut de asta niciodată. Că cred că tu ai lucrat și pe la festivalurile astea pentru licee, nu? Da, am făcut mult voluntariat, da. E foarte fain pentru că, mă rog, în afară faptului că dai înapoi... stând acolo cu ei, ești un pic de sugativă de energie. Da, adică de ei, clar. Clar, energia aia și pasiunea aia ți-o știu, cred o că dincolo, dincolo de într-adevăr că ți insuflă o energie ei prin pasiunea cu care se apropie de o chestie pe care tu o știi într-un nivel profesionist. Chestia asta de amator, de iubitor de... E ceva care te și pe tine te trage să-ți reevaluezi Corect. Poziția față de meserie. Dar mai important pentru mine e că, după cum știți, amândoi în breasla artistică e o constantă văicăreală că publicul nu mai e bun. Știi? Nu mai e la fel de... interesat sau nu mai e la fel de versat, nu mai e la fel de inteligent, reacționează numai la prostii. Există o constantă voicărare de genul ăsta. Păi,
o ocazie bună să cultivi niște valori, că nu toți oamenii se vor apuca de actorie. Vorbesc de oamenii din aceste festivaluri, cum e Ideo Ideis, festivaluri de teatru pentru adolescenți, știi? Nu toți oamenii vor face actorie. Slavă Domnului că nu toți oamenii vor face actorie, dar vor ajunge ingineri, doctori, arhitecți, tot felul de meserii diverse și e o ocazie foarte bună să cultivi un public exigent și inteligent care să oblige întreaga breaslă să progreseze. Așa este, corect. Inoculându-le valori ca nu ești obligat să te ridici în picioare la finalul spectacolului doar pentru că se ridică toți în jurul tău. Dacă ți se întâmplă o tâmpenie, nu ești obligat să stai până la capăt la tâmpenia aia și așa mai departe. Sigur, și elemente de civilizație ca spectator la teatru, fără poșnăit, fără telefon, fără subt dropsuri și mestecat chipsuri și așa mai departe, știi? Dar e o ocazie bună ca oamenii să dea înapoi din ce au primit și să cultive un public. Indiferent ce meserie urmează să faci, tu prinzi acolo niște skill-uri pe care le poți folosi. Da. Tu știi cumva, eu nu știu exact, de relativ puțin timp, actoria este obligatorie în... E un proiect, urmează să se întâmple. Nu e încă, nu? Nu e încă, nu. Urmează să se întâmple. E un proiect al facultății noastre. E un proiect al facultății, dar nu știam dacă... Se introducă actoria în școli. S-a introdus sau nu s-a introdus? E în viitor. Deci asta. Nu e în momentul de față. Nu încă. Mie chestia asta mi se pare senzațională. Este. Pentru că e un hit ăsta. Pe care tu le înveți, skill-urile pe care le dobândești, chiar te pot ajuta în viitor, în relație 1-1, știi? Absolut. În relație și cu 1-1, dar și în relație cu alții. Sunt niște abilități în plus de comunicare. Corect. Asta e obligatoriu. Da, sunt foarte mulți oameni care nu sunt în stare să exprime o idee, ce simt sau ce gândesc. Ceea ce îi paralizează pe piața muncii, oricare ar fi zona lor de activitate, sunt handicapați de faptul că nu au aceste abilități. Ori actoria rezolvă mult din asta. Nu numai în zona profesională, ci și personală. Să educi oameni cu aceste jocuri pe care le făceam noi de actorie, te face asta... Tot procesul ăsta, să treci prin acest proces, te face o persoană mai bună și ca angajat, dar și ca soț, tată, soție, mamă, etc. Știi? Poți să fii o versiune mai bună a ta și mai mișto și pentru ceilalți. Știi? Știi ce e interesant? În alte țări, vorbesc de Franța acum, că copilul meu a învățat acolo 2 ani. Ideea este că există în licee o formă de a vorbi, o elocință, eseuri, ceva de actorie și așa mai departe, dar nu se cheamă neapărat actorie, dar exact ce vorbiți voi, există, adică te învață să vorbești și să dezbați o temă. Să fii contra. Debate. Un debate clar. Deci asta te învață exact să vorbești și să-ți exprimi, bă, de ce... Argumente, contraargumente. Exact. Nu e neapărat nevoie să crezi tu o anumită parte, pro sau contra, dar să fii în stare să exprimi chestia aia. Asta lipsește cu desăvârșire în școală de aici. Da, dar noi va fi. Cel puțin și multă lume cred că a învățat, cred că și voi, cum trebuie scris aia, cum trebuie făcut aia. Adică totul este scris și dacă nu e așa, nu e 10, e 7. Bă, n-ai știut. Eu am zis așa, zice doamna profesoară. Păi trebuie să-ți pui din capul tău, frate, să ai ceva, să-i fii un filtru oarecare. De asta sunt. Dacă s-ar face chestia asta, ceea ce... Se va face. Asta cu actoria se va face. Mă îndoiesc foarte tare. Gândiți-vă câți profesori vor trebui. Păi tocmai. Un ATC-ul devine responsabil de a forma... Că tocmai de-aia durează atât de mult până în momentul e care un ciclu se implementează. În care, exact. Am pentru că dar eu mă gândesc nu e suficient să fie ok-ul, cât trebuie să fie și... profesorii respectivi. Absolut. Adică structura în liceu trebuie măcar 2-3 profesori de ăștia. Actori, cum ar veni, sau în fine, care au făcut școală, care să știe ce să le spună la elevi. Da.
Și încă un lucru bun pe care l-am primit noi făcând actorie, înțelegi foarte bine, foarte nu numai cu capul, ci și cu corpul cumva, că există un altul. Știi? Partenerul ăsta cu care tot lucrăm noi, adică există un altul care nu gândește ca tine. Nici n-are cum să gândească ce gândești tu și asta e super ok. Deci asta o înveți la actorie. Tipul ăsta de empatie, bă mai. Care iar asta chiar nu-l vezi în școală. Asta spun. Și asta va fi, cred că, hitul major. Da, da, da. Că există un altul care gândește diferit și asta nu-l face dușmanul meu. Corect. Știi? Din contră. Știți că eu... Adică eu sper ca o consecință a chestii astea să fie oameni care nu se mai înjură în trafic și nu se mai amenință cu omorul în trafic. Nu fim chiar așa de dur de la început. Păi nu, da, să cadă întâi alte punți și asta da, să rămâie la urmă. Da, da. Sunt destul de multe țări, eu am citit că e în Danemarca, dar nu e Danemarca singura, în care există human libraries, biblioteci umane, în care tu nu împrumuți o carte, ci tu împrumuți jumătate de oră din timpul cuiva. Care a venit în scopul ăsta acolo. Care a venit cu scopul ăsta. Mai exact, tu intri într-o sală, da? Tu intri într-o sală și în sala respectivă sunt mai mulți oameni care stau așa la o masă, da, un scaun, de tet-a-tet, așa. În fața unui scaun gol și pe pupitrul respectiv e o etichetă. Bipolar. Nu știu, depresiv, țigan, habana, tot felul de homosexual, tot felul de etichete de genul ăsta și tu alegi unde să te așezi și stai de vorbă jumătate de oră, trei sferturi de oră cu omul ăla care are o poveste. Asta pe principiu nu judeca o carte după copertă. Dar el nu merge numai așa ca un automat. Tu îl poți opri, îl poți întreba. Da, poți cere lămuriri, efectiv. Nu e un monolog de teatru. Trebuie să intri în povestea lui. Tu trebuie să intri și practic exact pe cursurile astea de actorie, știi? Așa sunt și întâlnirile astea. Adică tu poți să cumva să vezi, bă, e un om care gândește total diferit și care trebuie ascultat, pentru că are o poveste, are un alt mindset, are un alt mod de a gândi. Hai să nu iau fix și genul ăsta. Eu de exemplu aș face chestia asta, aș face la școală altfel. Știi că tot, asta nu știu, tot nu. există. Știu, școala, dar nu odată pe o zi școala, pe lună. Nu, există o săptămână. Tu vorbești la un strict dat de această bibliotecă, da, umană. Eu aș face o aici în săptămână altfel, unde copiii nu merg la școală. Copiii merg în parc, merg muzeu, la muzeu, la nu știu ce. Spectacole, chestii. Pentru că mi se pare că chestia asta ar fi foarte fain, dar de făcut încă din perioada aia în care începi să ai tot felul de... Da, și unde auzi acasă gânduri, toate chestiile nasoale. Nu vorbi cu ăla că e urât, exact, ăla e gras, exact. Ăla e taicăsul nu știu ce face. Nu vorbi cu aia că uite ce părinții lui nu sunt în standard. Deci copilul când ajunge în clasa 5-a deja, el deja are o structură a societății. E un set ăla de nevoie, da. Și toți ceilalți sunt răi și tu ești ăla bun. Noi, familia, suntem aia bun. Exact, exact. Deci toate preconcepțiile nasoale doar din familie și din școală le facem. Aici ar trebui într-adevăr să schimbăm capul copiilor ca ei când or să ajungă mari să poată să fie puțin mai deschiși. Păi asta e beneficiul trebuie cu actoria, că te aduce foarte aproape de altul. Da. Știi, nu poți să te ascunzi în colț ca la un curs sau ca la sport. Stai pe o bancă sau... ții pe paleta de ping-pong singur. Ești obligat să interacționezi cu omul. Lucrezi cu emoții și atunci nu prea e cum să ascunzi. Că și Africa e un altul acolo. Că, și că uite, n-are coarne, n-are colți. Și normal. Da, știi. Asta cred că va fi foarte tare. Silviu, a trecut ceva timp, dar tu mai știi rubricile noastre? Ne avem și niște rubrici, păi, frate, la un moment dat. Eu nu știu când noi am așezat, am băut un par de vin și deja au trecut atâtea minute. Dar cât a trecut? A trecut ceva. A trecut. Ia uite, bă, tăticule, de cât suntem aici. Și timpul n-ai treabă, poate da, am și eu treaba mea, ce să zic. Și el treabă, mă, trebuie să-i lăsăm. A venit omul și cu... Vorba aia.
dureri, deci, și cu de toate. Fii atent, noi ne-am gândit așa, că tu o să iei un premiu, bănuiesc că ori la Uniter, ori la Copa, poate să fie Oscar, fiind așa. Tu candidat a luat-o de jos, se nominalizează la UCIN. La UCIN. Da, e bine. Bine, da. De aici nu m-am sus, poți să mergi. Așa, exact. Așa, da. O să iei premiu pentru leading role în masculin. Așa. Și ți se dă premiul cel mare. Nu știu dacă e o statuietă, dacă e o diplomă. Eu n-am văzut la UCIN, chiar n-am văzut. Așa. Ce se dă. Nici tu, ai să vezi. Chiar deci sunt nominalizat. Asta deci nu se ești doar nominalizat, da. Poate chiar ți se dă și ai 60 de secunde să faci mulțumirea aia, meserie. Dom'le, ai primit. Ce spui? Păi, mulțumesc tuturor oamenilor care au contribuit la acest proiect. Și mulțumesc tuturor oamenilor care au crezut în mine atâția ani de zile. Și pentru toți cei care n-au crezut în mine în toți anii ăștia, spune o familie. Nu, serios, acum chiar mulțumesc tuturor. Bun. Ce, că n-am zis de Dumnezeu aici, Bela, nu? Nu, dar, nu nici, dar noi nu facem chestiile astea, nu, pentru frate. Pentru cei care doar ne aud, nu ne și văd, la un moment dat Adrian a făcut un gest foarte nesportiv. Un gest profund nesportiv. Frumos, elegant, pe care îl mai face omul. Da, am zis și singur. Pentru cei care doar ascultă, am zis să vă iau familie. Corect, da. Adică să se bucure și Orbi, știi? Am zis, corect, cei așa. Care n-au crezut în mine, să vă iau familie. Corect. Și să-i zicem și de dorințe, spune-i tu și de... Bun, este canalul Happy Fish, Doamne ferete. Nu mai, gata. Nu mai bem, nu mai. Ultima. Bă, să mergem și noi. Să zicem că te întâlnești cu ăsta, peștișorul. Peștișorul de aur. Da. Și îți îndeplinește o dorință. Care ar fi dorința aia, bă, una de care nu că să am casă, copii, nu știu. Problema e că... Ceva, o dorință ta, bă, ai tu o chestie în cap pe care nu o spui la multă lume, dar chiar... Aia pe care n-ai zis-o la niciun podcast. Băi, din păcate. Aia... Păi asta n-am zis. Asta n-am zis-o la niciun podcast. Și vă jur, e mult balast până aici din ce am mai zis. Deci, acum intrăm pe teritoriul neexplorat. Gata. Aș vrea să fiu nemuritor și să îngheț la vârsta asta. Da. Adică acum să nu fac aici la vârsta asta? La vârsta asta, da. Deci adică nu mai târziu, nu mai nu devreme. Nu vreau să am 21 de ani, nu vreau să am 40 de ani, vreau să am 34 de ani ca mâine. Pe bune? Da. Așa de mult îți place vârsta asta? Băi, mi se pare un compromis. Eu abia acum am cam început să trăiesc real. Da. Te-ai prins care-i treaba? Serios? Pe cuvânt. Sunt la a doua tinerețe care a fost mult mai mișto. Ar trebui să ne invităm peste 10 ani. Păi, eu ne vedem un cărucior de așa. Și milenialo. Ce? Și da. Ce dorință da. Ai acum, trenule? Nice. Deci asta e, în primul rând că mi-e frică de moarte. Ei, na. Pe cuvânt. Dar nu ești asta primul. Ar trebui să ai. Eu n-am mai auzit de asta. Nu-mi place ideea că murim. Aș prefera să nu murim, acum că mă întreba sincer. Nu te-am întrebat nimic, dar bă, că răspuns. Deci asta ar fi dorința mea, a mai arzătoare. Da. Cred că avem și titlul la podcastul ăsta. Mi-e frică de moarte cu Adrian Nicolae. Exact. Vreau să fiu nemuritor. Vreau să fiu nemuritor. Da. Ai văzut Actor Studio vreodată? Da. Ai văzut, nu? Știi întrebările de acolo? Chestionarul lui Proust? Da. Mă rog, nu e la lui Proust, e al lui James Lipton, care s-a inspirat din Proust. Da. E foarte bine dacă știi că a trecut ceva timp și s-ar putea ca eu să nu-mi amintesc. Păi ceva, bă, îl zici la rând toate alea? Da, dar sunt multe, mă! Stai, mă, 10. Deci eu ce te întrebam, Inside Actor Studio, la Inside Actor Studio... Da, știu Studio, bine ce spui, știu perfect ce spui cu Lipton. Da, sunt 10 întrebări. Care știe, mă. Da, dar nu le mai știu eu pe de rost să te întreb. Păi ce nu, cuvânt îți place, ce te, nu mai știu. Eu te întreb pe tine. Am înțeles. Da, nașule, da, băiatul meu. Băi, de mine. Eu înțeleg perfect, am crezut că te aștepți de la mine să le știu eu pe din afară, dar nu le știu. Nu, ziceam că dacă cumva nu le mai știu eu, poate mi le aduci tu aminte că a trecut ceva timp. Te rog. Așadar, și prin urmare... Care nu, bă, se... că eu te întreb. Deci cine întreabă? Ăștia-s bumerii, bă, frate. Zi. Care-i cuvântul tău preferat? În viață. Care-i cuvântul care îți displace? Călău. Călău.
De ce? Păi, dar ce trebuie? Asta nu-i din chestiune. Hai să stăm pe hârtie, da? Nu-mi place cuvântul călău. E călău. Cum... apă călâie. A, păi stai mă că el a stat foarte mult în Bercen, de-aia e... Cred. De ce te-ai mutat de acolo? Nici acum nu-mi dau seama. Le regret în fiecare zi. Care e... Mamă, te încurci la 3, la întrebarea numărul 3. A, nu, e 4, că ai zis. Nu. Care e... Nu e asta? Chiar nu mai știu, jur. Îmi pare rău. Care e înjurătura ta preferată? Doamne, frumoasă afacere conduceți aici, pe cuvânt. Giugiuc. Nu mai știu, jur, îmi pare rău. Futu-s dumnescrisul, măti. Oi, dar e complicată. Dumnescrisul? Futu-s dumnescrisul, măti. N-am auzit-o pe asta până acum. Da. I-a scris-o el acum. Nu. Dumnescrisul, măti. Ai auzit-o tu undeva? Da. Dar am și câteva, eu mai și colecționez vulgarități. Dar sunt, din păcate, nu se pot spune chiar și într-un mediu relaxat cum e ăsta. Deci umblă prin medii foarte nerelaxate, băiatul ăsta. Care-i sunetul pe care îl iubești? Mare. Sunetul sau zgomotul pe care îl urăști? Alarma telefonului. Eu mi-aduce aminte numai momente în care... m-a întrerupt în lucruri. Care este meseria, sau mă rog, meseriile pe care le-ai face, bineînțeles în afară de a ta, de ale tale, acum la vârsta asta la care ai vrea să îngheți? Dacă m-aș suci da, din plecare, așa. Care n-are nicio treabă cu ce faci. Nicio treabă. Cred că mi-ar plăcea să fiu pilot de avion. Mi-ar plăcea să zbor. Băiatul ăsta a zis exact cum am zis eu. Da? Tot pilot ai zis? S-ar părea așa ceva. Da. Aș zbura, mi-aș pune aripi de alea. Să-mi dau drumul ca nebunul, știi? Să zbor prin deasupra munților. Și o meserie... Acum e târziu. Da, nu e. Nu e târziu. Ai nevoie doar de câteva zeci de mii. Cineva care de... să mă împingă. Zeci de mii de euro și... un șut în fund și gata. Și o meserie pe care sub nicio formă n-ai vrea să o faci? Aș fi foarte prost la tot ce ține de tăiat oameni. Deci includ aici medicina, magia și... La magie, da. N-aș fi bun la astea, la... Cred că responsabilitatea asta uriașă de a face oameni bine m-ar paraliza. Dacă Dumnezeu există, ce ți-ar plăcea să-ți spună în momentul în care vă întâlniți la porțile raiului? Ce țeapă ți-ai luat că existam? Prostule! Ce prost ești! Ce mai faci acum? Cine-i prost? Ia, dragul de prostul, dragul. Existam, mă, prostule. Deci să fie cu un simț al umorului. Da, normal. Eu cred că dacă Dumnezeu ar exista, ar avea umor. N-ar putea. Uite-te cum arată creația lui. Cum suntem noi? Da, Adrian, mulțumim foarte mult. Este că n-au fost 10 zob? N-au fost. Le număram în cap una. Dă-le boalilor, las. Dacă am ratat ceva, îmi dai pe mail. Da, da. Așa, mă, uite-mă, baboiaș. Ce? Ce te excită? Asta am uitat. Asta ar putea să fiu complet neoriginal. Femeile foarte frumoase. Și ce-ți taie cheful total și definitiv? Prostia. Tăticule. Perfect. Mamă. Cel mai mare culcător de inițiativă. Da. Shit. Da. Adrian, îți mulțumim foarte mult. Poate își mai aduce aminte una. Băbăiaș, am... suntem bine. Astea sunt. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Eu vă mulțumesc. Și sper să-ți revii. Îmi pare rău că n-am fost la înălțimea așteptărilor, exact. Dar și promit că voi evita șaormeria. Nu pot să zic. Zi numele. Nu pot să zici, nu pot să zici. Faci antireclamă și... După aia poate vin la noi ca sponsori. Exact, da. Exact. Dar să ne aducă șaorme proaspete. Avem de săptămâna trecută. Evitați o șaormerie al cărui nume începe cu G.
La revedere, toate cele bune. Ciao, pa, pa. La revedere.